ne bucurăm în prezența Domnului. Ne bucurăm de cercetarea Domnului și vrem să aducem jertfe înaintea Lui. Dar pentru ca jertfele noastre să fie de bun miros, trebuie să le aducem dintr-o inimă curată. Dintr-o inimă sfințită de Domnul. Și pentru aceasta, oricât ar fi de încălzitor cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că starea noastră nu este după voia lui Dumnezeu. Raportându-ne la Sfințenia lui Dumnezeu, la Sfințenia care a fost chemat, vedem că starea noastră îl întristează adesea pe Domnul. Poate prea frecvent, poate prea intens. De aceea fiecare din noi are nevoie de o analiză. Să ne cercetăm, dar fraților. Să ne cercetăm inimile noastre, să vedem cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Și încrezători în îndurarea Lui, în iertarea Lui, să-i cerem cu sinceritate iertare. Dar să nu uităm că înainte de aceasta trebuie să iertăm. Și în rugăciunea Domnească noi spunem Domnului că avem nevoie de iertarea Lui, dar să fim iertați așa cum noi iertăm la rândul nostru, pe cei ce ne-au greșit. Cu atâta ușurință ne supărăm pe cei din jurul nostru care ne rănesc, voluntar sau involuntar. Dar uităm că pentru a beneficia de iertarea lui Dumnezeu trebuie noi la rândul nostru să iertăm. Haideți ca din toată inima să iertăm pe cei care ne-au greșit. Și apoi cu sinceritate, recunoscându-ne înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, crede-mă în îndurarea ta și te rugăm, iartă-ne și de data aceasta. Domnul este bun. Domnul este îndurător. Domnul ne iartă. Dar trebuie să ne recunoaștem. Cu sinceritate. Trebuie să ne cercetăm, să vedem care dintre faptele noastre nu-i plac Domnului. Și odată iertați, să căutăm să nu le repetăm. Care din gândurile noastre, atât de multe, îl întristează pe Domnul. Din vorbele noastre, care adesea rănim, îl întristăm pe Domnul. Păcătuim și prin lipsa noastră de implicare, prin lipsa noastră de zel, prin lipsa noastră de dragoste pe care păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Pentru a toate acestea, să cerem Domnului iertare. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu și noi credem că acesta este adevărul. Așadar, haideți, iubiți fraților, să ne cercetăm și păcatele noastre le aducem înaintea lui Dumnezeu, crezând din toată lumea că El ne va ierta și vom simți bucuria Sfânta iertării și eliberarea inimii noastre. Așa cum stăm pe picioare, să ne înălțăm glasurile spre Dumnezeu.